Iepurașul ajunge în acest an mai repede la copiii din Giroc. Nu vine singur, ci însoțit de prieteni și multe surprize. Dragi copii, luați-vă păturicile sau scăunelele și neapărat scrisorile pentru iepuraș și haideți să ne întâlnim cu el. Da, iepurașul vine la Giroc fix de 1 mai, când părinții sunt liberi și vă pot aduce să vorbiți cu el. Transmit reprezentanții primăriei Giroc. Iepurașul nu vine singur, ci cu prietenii lui din povestea Aventurile iepurașului Năzdrăvan. Îi puteți întâlni în curtea Căminului Cultural Miercuri de la ora 12. Pe lângă momentele petrecute cu iepurașul, administrația locală a pregătit și alte surprize.